Un tir încărcat cu lemn s-a răsturnat în afara părții carosabile la intrare în localitatea Gălănești, miercuri 24 februarie. Un martor declară că șoferul a încercat să evite un autoturism care s-a apropiat prea mult de autovehiculul încărcat cu lemn, în moment în care acesta a părăsit partea carosabilă, a intrat în balans și s-a răsturnat. Nu au fost persoane încarcerate, iar șoferul autotrenului este conștient și cooperant. Nu s-a rupt nimic, nu proceapă, tot intact. Este o lată de acolo, a scăpat. M-a lovit unul prea aproape de el și el s-a ferit un pic așa ea. Uitați-o cât de moale. S-a scăpat, sunt moale, știți? Deci el s-a oferit să evit un accident. Da, ce, sigur, dar el venea din față unul aproape de el și el era cu încărcatul și o dat deoparte, știți? Și dacă s-a dus pe o parte și noroc că nu au fost oameni, nu au fost nimic deosebit. O luat remorca așa și s-a cumpezit, era cu lemn și s-a dus pe o parte. Ai făcut banal. Uitați-vă, la banal, la șanță. Uitați-vă, uitați-vă. Vedeți? El aici a scăpat-o. El a venit. A venit unul tare aproape de el, na, cu o mașină. Și omul aici când a dat o picuț, vedeți, a scăpat-o. Pe moale. S-a ferit el un pic, a scăpat-o pe moale și a luat-o aici, știți? Așa, pac și nu mai putea rezista. O căutați, rețineți, nu mai rezista și a pus frână și când a pus frână, s-a răsturnat.